Ce legătură este între salata noastră de roșii, cartelurile mexicane și organizația teroristă Al-Qaeda? Răspuns, câțiva oameni de afaceri turci, personaje care controlează piața de legume fructe a României cu ajutorul unor funcționari corupți. Faptul că firmele lor fantomă reușesc să fure țării miliarde de euro pe an e deja banal. Mai grav e că uneori această rețea de pile și mită e folosită de traficanți pentru transporturi uriașe de droguri. De asta mandarine pleacă în România. Uite cât sunt. Copac de banane. Tot orașul. Samandag, frontiera turco-siriană. Un loc aflat la 1700 de kilometri distanță de România, la care cu greu te putea gândi că ar avea vreo legătură cu viața noastră de fiecare zi. Și totuși are. Pentru că de aici nu ne vin doar mandarinele, ci și sute de așa ziși investitori turci care, cu sau fără voia lor, au acaparat treptat 80% din piața de legume fructe a României și care au creat la noi unul dintre cele mai sofisticate mecanisme de evaziune fiscală, atât de profitabil încât din afacerile lor se câștigă miliarde de euro pe an. Businessul rezultă din documente oficiale, e condus de membrii a doar două familii, iar banii lor se văd imediat în opulența palatelor ridicate pe malul Mediteranei. În zona Samandag, două nume sonore îi fac pe oamenii simpli să tresară, Pașa Ecevit și Yüksek Şahin, capii celor două rețele. Dar despre ei, puțin vor să vorbească. Nu știu dacă am voie să spun că mă întorc acolo, dacă mă prinde cineva și de asta nu pot să vorbesc. Lui Cezar Berac îi e teamă. Dacă mă interesează ce face ala, eram cu copii în foame. În schimb, despre ce a făcut el, nu are o problemă să vorbească deschis. Ca să intre pe piața din România, a mers pe o filieră bine cunoscută de turci. Era o firmă al lui fratele meu și a făcut firmă pentru mine în special ca să iau viza, să am carte de muncă. Și a zis, frate, o să fac cu ea un pic rulaj. Și a făcut deci o firmă, Bertur, care importa și comercializa în România legume și fructe. Eu cumpăram de la Ilsa, asta ce mai tare, ce mai puternică firma. Doar că nu plătea niciun leu taxe la statul român. Cineva mai experimentat l-a învățat rapid rețeta. Când suma datorată a devenit prea mare și a falimentat societatea, după care a cedat-o unei alte persoane care s-a evaporat. Dar pe Cezar asta nu l-a mai interesat. I-am vândut-o, uite, pe actele scrie Florin, nu știu cum îi cheamă. Este regulă, da, este acte regulă, da. Și unde e omul? Păi, tată, dacă ești un stat și nu găsești pe omul, te aștept la un turc să duce să caută pe omul tău? Dă-mi pistolul, dă-mi uniforma și mă duc să caut eu. Cu cât ai vândut-o, cât a dat ție, nu știu cum. Bă, tată, eu am înțeles cu omul, a luat cu totul și a plecat. Restul nu mă interesează. După falimentarea firmei Bertur, Cezar și-a deschis una nouă, tot în România, care se ocupa cu același lucru. Legume, fructe și evaziune fiscală. Acum două luni, datoriile la stat au ajuns din nou foarte mari. Așa că turcul și-a făcut bagajele și a plecat acasă, lăsându-i pe români să se descurce cu paguba. Avem o firmă, îi cheamă Limon Quality și până acum funcționează. Avem 2 miliarde jumate datorii la statul român. Și niciodată n-am avut probleme cu finanțe, cu garda, cu controlul. Cu o firmă în România care avea rulaj mare și un parc de câteva zeci de tiruri, te-ai fi așteptat ca businessmanul Cezar să fie în țara lui un personaj bogat și influent, agricultor de primă mână. Greșit. E brutar în Samandag, iar din banii pe care îi câștigă din pâine, nu a reușit nici să-și termine casa în care locuiește. Și atunci, unde s-au dus milioanele furate statului român? Încercăm să aflăm răspunsul de la un alt om de afaceri potent în România. Nebil Berac locuiește la câțiva pași de Cezar. Un vecin ne spune însă că Nebil e acasă și se ascunde. Are și de ce. A părăsit România după ce și-a falimentat SRL-urile, lăsând datorii de câteva milioane de euro. Ceva mai jos stă un alt investitor, Ibrahim Berac, proprietar al unei firme românești urmărită de ANAF pentru datorii neplătite. Nici Ibrahim nu e acasă. E în România, unde tocmai și-a deschis o altă firmă, evident, de import și comercializare fructe și legume. Ne atrage însă atenția casa lui, care seamănă foarte mult cu a lui Cezar, sărăcăcioasă și dărăpânată, semn că familia nu o duce foarte bine. Și totuși, unde sunt milioanele furate din România? Răspunsul ar putea fi chiar peste drum, în falnica vilă vopsită în roz.
Aici locuiește Pașa Ecevit, cel pe care procurorii români îl suspectează a fi creierul imensei rețele de fraudare a statului prin piața de legume-fructe. Potrivit unor documente oficiale, bogatul turc a creat o țesătură ingenioasă de firme fantomă. Acestea importă din Turcia sau din Occident legume și fructe cu facturi false, pe care le vând subevaluat unor intermediari și care apoi ajung, cu prețurile pe care le știm, în supermarketuri. După care, toată lumea dispare. Pe traseu, statul român nu primește niciun ban, iar firmele reînvie după câteva luni sub alt nume și cu același scop: să fraudeze. Totul se joacă, se pare, prin pionii lui Ecevit, vecini și rude sărace. În Samandag se știe bine. Pașa e trunchiul lor, după mama. Nevin este căsătorit cu sora lui Ecevit. Cine este, da? E nepotul lui Ecevit. În Samandag există numai puțin de 400 de patroni de firme românești. Orașul e plin de mașini cu număr de România și mai toată lumea ne vorbește limba. Bună ziua! Bună ziua! Român ești, nu? Da. Noi suntem români. Domnul Fiorbet nu este altul, român. Română, bună ziua! Dar ce vorbiți românești? Sunt un pic român de asta. Bărbatul din imagine este și el patron în România. Nu lucrează cu Ecevit, dar spune că îi știe bine pe cei din rețeaua lui. Ai nebun de mult, nu a fost în România. Am văzut că are firme în România, știi, dacă intri pe bine, pe numele lui, e pe numele lui, dar îi folosește altcineva. Acolo pe așa, n-au nimic. Deci acolo, dar au fantome, deschide. Omul e foarte iritat de faptul că îl are drept concurent pe Ecevit, despre care spune că e atât de influent în România, încât nicio roșie nu intră în țară fără știrea lui. Dacă nu plătește la intrare TVA, normal că au cost mai bun. El pune doar marfa și transport fără TVA. Toată lumea știe ce face acolo, lumea se duce la el. Reputația de personaj bine înfipt în realitățile vămilor românești e confirmată și de Sezar. Pașa Ecevit. Asta știu că e vecinul meu aici, dar nu este nimeni. Ce înseamnă că este cu vama? Ce el face vama? Pe o altă stradă din Samandag, descoperim într-o curte o limuzină elegantă cu numere românești. După o scurtă verificare, aflăm că mașina aparține firmei de import Nicol Fruct, care activează în România și care, până în februarie 2012, i-a aparținut tatălui lui Pașa Ecevit. În bilanțul pe anul trecut, Nicol Fruct apărea ca datoare la furnizori și la statul român cu 7 milioane de euro. În vila somptuoasă locuiește Edip Döner, mâna dreaptă a lui Pașa Ecevit, care confirmă suspiciunile privind modul în care operează rețelele de firme fantomă din România. Totdeauna se găsesc oamenii care are în foi 1.000-2.000 de euro. După 3-4 luni, 6 luni, 10 luni, disiper. Nu neapărat din aia, ci din Arab, și din Ucraina, și din Moldova. Și ne sugerează că afacerile pot merge ca pe roate într-un stat atât de slab ca România. Tu nu poți face nicăieri fără permis de stat. Sigur, este oamenii acolo care folosesc de empty places, nu se plătesc taxe, se scumbesc marfa. La vedere, numele Pașa Ecevit nu apare în nicio firmă dubioasă. În schimb, cel al fratelui său, da. Pașa Murat tocmai este cercetat de procurorii români într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. El este acuzat că a fraudat bugetul de stat cu o jumătate de milion de euro, bani pe care i-ar fi direcționat spre o companie offshore din Noua Zeelandă, înființată de un personaj dubios pe nume Ian Taylor, care a fost implicat în mai multe scandaluri judiciare internaționale privind traficul de armament și spălare de bani pentru cartelurile de droguri mexicane. Plecăm din Samandag și ne îndreptăm spre capitala regiunii Hatay, Antakya, unde e foarte activ cel de-al doilea personaj care dictează piața de legume-fructe de la noi, Shahin Yüksek, zis și Vameșul, datorită relațiilor solide pe care și le-a făcut de-a lungul timpului la frontiera României, dar și a comisioanelor pe care le percepe de la diverse companii turcești care vor să intre pe piața noastră. Toți colaborau cu Yüksek? 70% cu Yüksek și 30% unul ție, una la fiecare. În Hatay, de la oameni obișnuiți la patroni de firme, toată lumea îl cunoaște pe Yüksek. El face vama, aduce banane din Africa. El se ocupă cu vama pentru toate firmele astea, nu? Da. Shahin din Pașa, din Adă, știți acum? Când ne-am comisionat, they don't care about Romania, they don't care about money.
În Antachia își au depozitele cei mai mari furnizori de legume și fructe ai României. Vedem și cumpărăm frecvent, mai ales din supermarket, produse marca Tecasia și Ilsa. Procurorii români suspectează aceste două firme care avea legături de afaceri cu Iuxec, plătindu-i câte 1000 de euro pe un transport ca să fie ajutate să pătrundă fără control și fără taxe reale prin vămile României. Un afacerist turc care a lucrat cu Iuxec confirmă bănuielile procurorilor. Să zicem în felul următor. Dacă aduce un chef de roșii, sunt 20.000 de euro, da? Ei aici o bagă cu 5.000, 6.000 sau 3.000 de euro. Bineînțeles, dacă pui cap la cap, factura cu care a ieșit din Turcia și factura cu care a intrat aici, aceeași mafă, nu au nicio legătură. Ăștia de la Ilsa sunt cei care l-au făcut pe Iuxec bogat. Firma Ilsa aparține unei bogate familii pe nume Eschiocac. Am fixat o întâlnire cu unul dintre patroni și am adus vorba despre Iuxec. De fapt, patronii firmei nu sunt deloc străini de clanul Iuxec. Există documente care atestă că un membru al familiei Eschiocac a făcut afaceri în România cu fratele lui Shahin, tot legume și fructe, și tot o companie care, după câteva lovituri, a dispărut. Iar autoritățile din România nu-l vor mai găsi niciodată ca să recupereze paguba. În Antachia, la adresa găsită în actele contabile, e doar o clădire cu birouri de avocatură. Mai grav însă, între personajul pe care îl căutăm și familia Iuxec, există legături care în România depășesc comerțul cu legume fructe. Din importuri se câștigă foarte mulți bani. Și bineînțeles, la palate și la astea ajungi prin alte pachetele, înțelegi, care vin în camion. Ei spun, vezi că vine un camion pentru Ungaria sau pentru Germania, poți să-l scoți fără să fie controlat? Deci din lucruri din astea ieșite din comun, abia atunci încep să se zizez că se întâmplă ceva. Pachetelele la care se referă acest om de afaceri informat sunt droguri care ar intra în țara noastră pe infrastructura creată de importatorii turci de legume și fructe și funcționarii români corupți. Totul se rezolvă după rețeta cunoscută. Înaintea intrării în țara transportului, traseul este eliberat, astfel încât să nu existe controle, nici în vamă, nici de la garda financiară, nici de la poliția de frontieră. Și asta se poate, pentru că relațiile dintre anumite personaje influente și importatorii turci au ajuns să fie cea mai importantă verigă din sistemul evazionist. Hai să-ți explic cum funcționează chestia asta. Deci te duci și faci o înțelegere cu șeful gărzii financiare din județul respectiv și îi spui că pe fiecare camion partea lui e atâta. El lua, de exemplu, 400 de euro. Eu am avut o discuție cu Tony, șeful gărzii financiare din... Lucruri deschise, la un șpriț, înțelegi? Uite cât mă costă, din asta. Oameni care în modul meu nu stau de vorbă cu tine. Atunci sunt prieten cu tine, nu-ți vine să crezi cum se întâmplă lucrurile astea. M-a întrebat cum vrei. Am zis că, da, vreau asta și asta. Ok, cât pentru noi? Ei am zis atât. Era băiat de gașcă și la mica înțelegere și cu șeful de la Giurgiu. Deci, orice marfă, intra. Pe această infrastructură s-au și bazat traficanții de droguri în iarna lui 2007, când au pus la cale un mare transport de cocaină cu destinația România. Operațiunea a fost oprită atunci în cadrul unei misiuni de amploare, la care au participat procurorii români, americani și spanioli. Transportul interceptat atunci era legat de numele Iuxec și Eschiocac. Poliția! Jos! Poliția! Au fost arestați Constantin Nadolu și Cătălin Iosef, doi oameni de afaceri români foarte bogați, care ar fi trebuit să preia 364 de kilograme de cocaină de la columbianul Victor Manuel Porto Sanchez, zis El Viejo, un temut traficant columbian urmărit timp de 30 de ani de FBI. Cetățenii români practic au pus la punct, începând cu anul 2007, transportul din Ecuador și Venezuela. Drogurile urmau să ajungă în portul Constanța, Gigea Sud, ascunse în containere cu pește congelat, iar în drum spre vestul Europei să treacă printr-un depozit din Ștefănești-Ilfov, adică exact sediul firmei Orea Fruct, care importa legume și fructe din Turcia și le vindea în angroul Iuxec Internațional. Proprietarul depozitului era turcul Ozgur Eschiocac, nepotul patronilor companiei Ilsa. Ozgur nu a fost însă niciodată acuzat în dosar. La audieri, el a susținut că nu știe de ce apare ștampila firmei pe actele transportului de cocaină și că a înființat societatea la ordinul lui Abbas Iuxec, fratele lui Shahin. Pentru procurori a fost de ajuns. La Orea Fruct, ancheta n-a continuat, iar reprezentantul familiei Iuxec poate spune astăzi că nu există nicio legătură între droguri și legume. În mod sigur, autoritățile au fost convinse că nu are nicio legătură. Dacă avea o legătură, ar fi avut calitatea de inculpat în dosar. El și-a înființat această firmă, au să facă afaceri,
cunoscându-se cu Abbas, l-a rugat să-l învețe proceduri generale, să îi dau un contact în vamă. 3 luni mai târziu, urmele acestei afaceri s-au șters de tot. Firma Orea Fruct a fost cedată unor cetățeni irachieni la pachet cu datoria de 1,7 milioane de lei către bugetul de stat. Irachienii, care erau conectați la organizația teroristă Al-Qaeda, au dispărut între timp, iar România nu a recuperat paguba niciodată. Familia Yüksek și-a continuat însă afacerile cu irachieni conectați la Al-Qaeda. Unul dintre aceștia este judecat acum în România pentru o evaziune uriașă de 17 milioane de euro. După ce s-a trezit peste noapte, nu-și explică în ce fel, proprietar peste 140 de firme cu datorii. În toate pare să fie aceeași situație. Așa zici oameni de afaceri turci care dispar și vând unor așa zici oameni de afaceri irachieni pe care pe unii ar trebui să-i căutăm în Debrez, în Ungaria, de exemplu. În Ilfov, afacerea firmelor turcești care dispar peste noapte e deja un fapt banal. Iar lichidatorii muncesc zadarnic ca să dea de urma proprietarilor și a banilor pierduți de statul român. Sunt doar niște persoane de paie, niște fantome care au cumpărat societățile și au plecat din țară, au dispărut, nu întrebă nimeni la sănătate. Constatarea este în toate aceeași. Nu funcționează la sediu declarat sau s-au plimbat în diverse sedii, ultimul sediu în care au ajuns fiind de regulă o ruină. O clădire în care mi-a fost frică să intru, de teama să nu se prăbucească o dată cu mine. Niciodată nu se găsesc persoane care să poată da relații despre actele contabile. Lichidatorul e familiarizat cu numele Yüksek. S-a ocupat de 2 firme fondate de familia turcului, falimentate după aceeași rețetă. Yüksek Abbas, așa este. În 2007, în octombrie, vinde către Samsun Yusuf. În ce dosar? În Afruit Exotic. Vinde o societate cu datorii? Da, bineînțeles. Da. A avut o societate cu datorii. Datorii care în mică parte au fost stabilite de noi, neavând acte contabile. În acest caz, paguba e de doar 50.000 de lei. În opinia lichidatorului însă, prejudiciul e mult mai mare, doar că instituțiile statului nu sunt preocupate să-și recupereze banii. Poate să fie și de 1.000 de ori mai mare și nimeni nu știe, pentru că nu există act. Fiscul vine și declară ceea ce știe. De unde știe fiscul? Pentru că debitorul declară la rândul lui. Dacă debitorul nu declară sau a declarat un an, doi sau o lună, două și după aceea nu mai declară nimic, fiscul român nu mai știe nimic. Fiscul român ar trebui normal să facă verificări. Numai că până face fiscul român verificările, firma a dat un tun și s-a evaporat. Cezar Berac confirmă și el povestea turcilor sărmani aduși în România special pentru a înființa firme fantomă. A venit în țara România și m-am întâlnit cu el în București. Copii de 24 de ani maxim. I-am întrebat eu sincer. Băi, frate, ce cauți tu aici? Am venit la firma Yüksek și am zis clar e treaba, peste 2 luni de zile tu ai plecat de aici. După 2 luni de zile m-a sunat din Turcia. Ce-ai pesit? M-a dat mie 5.000 de euro și am plecat. Iar fostul colaborator al lui Shahin Yüksek ne spune cât de simplu e să înființezi o firmă fantomă și să fraudezi statul român. Sunt două metode. Fie ți le faci tu în felul tău, adică oamenii în satul tău, fie apelezi la oameni care fac chestia asta. Adică sunt fabrică de firme, pricep, o firmă costă între 5.000 și 10.000 de euro. Din afacerea asta scoți cam 40.000 de euro pe lună, curat, banul tău. Grav e că pe tot traseul, de la înființare până la desființare, turcii lucrează cu autorități din România. Afaceristul turc susține că el însuși l-ar fi mituit direct pe fostul șef al gărzii financiare Ilfov, Robert Rusu. Hai să-ți explic acum cum lua el banii. La el în sediu acolo, după ce îi lua de la mine, fugea. Cu sacoșa? Nu. Nu cu sacoșa, nu am ajuns niciodată așa de mare, nu. Cu plicul. Mă duceam acolo, vorbeam cu el, făceam socotelile, el se uita la calculator și zicea, uite, ai 60 de camioane, de exemplu. Imaginează-ți că el lua cam 400 de euro pe camion. Robert mi-a spus mie personal că o parte dădea la garda centrală și o parte îi dădea lui Sorin direct. Numele lui Robert Rusu apare în dosarul penal al contrabandei cu petrol, în care este investigat și fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar. În paralel, fostul comisar este cercetat de ani pentru că nu reușește să justifice 100.000 de euro din averea personală. Mai recent, a apărut și o cerere de anchetare a comisarilor gărzii financiare Ilfov, suspectați că au vândut marfă confiscată din camioane la prețuri ilegal de mici unor firme fantomă, printre care una înființată de clanul Yüksek. Județul Ilfov nu e întâmplător ales.
Aici s-au mutat cu sutele localnicii din Samandag și tot aici sunt depozitele uriașe ale lui Pașa Ecevit și Yüksek Şahin, de unde pleacă aproape toate legumele și fructele pe care noi le cumpărăm din piețe și supermarketuri. Adevărul e însă greu de aflat. Funcționarii care au verificat businessul din Ilfov au fost complet depășiți de ceea ce se întâmplă în interiorul depozitelor. Cum mi-a dus Pașa Bun? Păi de-a marfă descărcată, nu zic mai mult, dar 10 tiruri într-o zi, descărcate la Pașa, într-o săptămână. Vă dați seama că acolo trebuia să am cel puțin 2-3 celule pline. Înțelegeți? Deci nici o lădiță. Și atunci unde mergeau legumele? Spune-și noastră că n-am știut să dă mergul să m-a fost. Deci n-am știut. Businessul turcilor a explodat în 2005 și s-a întărit constant. Protecția de care beneficiază i-a făcut și siguri pe ei și agresivi. Până și inspectorii au ajuns să se teamă de comercianții care ne hrănesc. Am și eu copii nepoți, drăbe ferești, de ăștia chiar mi-e funcție, de toți turcești. Era să mâncăm bătaile. Ca să te bărăm pe fructele astea, nu știu ce aveți cu noi, cu fructele, cu nu știu ce, că am venit să vă facem locuri de muncă, să vă creăm. Dar ei au venit cu o gentuță, nu știți când au venit la noi în țară. Au ajuns bari investitori. Da. Ce se întâmplă acolo se poate ghici. De exemplu, mare parte dintre legume și fructe ajung aici, în Sumarket Afumați, o piață deținută odinioară de Omar Haysam, sirianul judecat pentru terorism și cedată după fuga din țară unor cetățeni turci. Aici e placa turnantă a mărfurilor turcești și multe dintre ele nu au acte în regulă, nici măcar pe cele privind calitatea. De ce să vă mint? Nu am. Da, știți de ce? Că și câștigă mergerea. Și le merge multora în acest loc fără stăpân. Din Sumarket, fructele și legumele ajung în magazine, iar noi nu vom ști niciodată traseul parcurs de roșia sau de portocala pe care le mâncăm. Și că aproape fiecare leu pe care îl plătim pentru un fruct sau o legumă din import ajunge să îmbogățească ilegal pe alții aflați la 1700 de kilometri distanță. Portocale venite de la firmele turcești pot fi găsite în supermarketuri la un preț de 1,33 euro pe kilogram, de 5 ori mai mult decât prețul cu care au intrat în România. Cum mai puțin ca să nu plătească pe zeară. Înțeleg și restul de zări din mână. La negru. La negru. Dacă intră 3 fără acte și 2 cu acte, și câștigă TVA-ul de la alea 3. Așa că fiecare dintre noi este victima acestui sistem corupt, tolerat și perpetuat în România și care a creat la noi un teren fertil pentru traficul de droguri și organizații teroriste temute din întreaga lume.